Bună ziua! Mă numesc Pellegrini Lilla și azi vom face câteva aplicații referitoare la teorema catetei și teorema înălțimii. Resursa pe care o prezint este la disciplina matematică, clasa 7. Să ne apucăm de treabă! Să pornim de la următoarea figură. Avem un cerc cu centrul O, pe care am fixat diametrul BC și un punct arbitrar D care se află pe cerc. S-a dus înălțimea din D, DA perpendicular pe BC și am notat segmentele cu literele mici, care le vedeți. Înălțimea, cele două proiecții și raza. Pentru a fi mai ușor, le-am colorat exact cu aceeași culoare cu care sunt scrise. În primul rând, ceea ce trebuie să clarificăm, că triunghiul BDC este un triunghi dreptunghic. De ce? Unghiul BDC este unghi înscris în cerc. Astfel, măsura unghiului înscris în cerc este jumătate din măsura arcului de cerc, adică va fi de 90 de grade. Trebuie să verificați dacă aceste afirmații pe care le vedeți sunt sau nu adevărate. Să le luăm pe rând. Avem figura și notațiile, după cum ne-am înțeles. Triunghiul BDC am clarificat că e dreptunghic. Trebuie să verificăm dacă înălțimea este media geometrică dintre P și Q, unde P și Q sunt cele două proiecții. Evident că această propoziție este adevărată pentru că înălțimea știm că este media geometrică a celor două proiecții. Prima propoziție este adevărată. De data asta avem de verificat dacă raza este P plus Q pe 2. Avem două modalități de a verifica. Ori ne folosim de relația cunoscută din clasa 7-a, că mediana e jumătate din ipotenuză. DO este mediană în triunghiul BDC, deci astfel va fi jumătate din BC. Sau observăm că DO fiind rază este egal cu BO și cu OC. BO și OC sunt jumătate din BC și astfel obținem relația cerută. Propoziția este adevărată. De data asta trebuie să verificăm dacă raza este mai mare sau egală decât înălțimea. În triunghiul OAD, triunghi dreptunghic, evident, înălțimea este mai mare decât oricare din cele două catete, deci va fi mai mare decât DA. Am obținut astfel ipotenuza mai mare decât oricare din cele două catete, deci raza mai mare decât înălțimea. Dacă însă A coincide cu punctul O, atunci raza este exact egală cu înălțimea. Propoziția este adevărată. De data asta, trebuie să verificăm dacă BD plus DC este egal cu BC. Cred că deja acum puteți să spuneți că propoziția este falsă, pentru că într-un triunghi dreptunghic BD și DC sunt catetele, BC ipotenuza. Este o relație între catete și ipotenuză, dar relația este în acest fel,
Deci b de pătrat plus dc pătrat egal bc pătrat. Deci fără pătrate, propoziția este falsă. Următoarea egalitate este BD egal radical din P pe lângă P plus Q. În triunghiul dreptunghic BDC, BC este suma lungimilor celor două proiecții, deci este P plus Q. Și dacă scriem teorema catetei în triunghiul BDC, o să constatăm că ne dă exact concluzia. De data asta trebuie să verificăm dacă DC pătrat este egal cu AC ori BC. Dacă ne uităm în triunghiul BDC dreptunghic, DC este catetă, deci conform teoremei catetei, DC pătrat este AC ori BC. Propoziție adevărată. De data asta ceva puțin mai dificil, trebuie să arătăm că lungimea segmentului AO este modulul din diferența dintre Q și P împărțit la 2. Pornim foarte simplu, pe AO îl scriem ca o diferență de două segmente, BO minus BA. Înlocuim pe ambele cu aceste notații, deci o să avem raza minus P, dar raza, adineauri am arătat că e P plus Q pe 2 minus P, aducem la numitor comun și obținem într-adevăr că AO e Q minus P pe 2. Pe desenul nostru, Q este mai mare decât P, de asta nu avem modulul, dar dacă am avea desenul invers, de asta, din acest motiv e necesar modulul, că s-ar putea întâmpla ca segmentul Q să fie mai scurt decât segmentul P. De data asta trebuie să verificăm dacă R minus H este egal cu OA și constatăm că dacă A coincide cu punctul O, în această situație propoziția este adevărată, pentru că H și R coincid. Însă, dacă A nu coincide cu punctul O, atunci se formează acest triunghi dreptunghic și în acest triunghi dreptunghic relația care este valabilă între cele trei segmente este teorema lui Pitagora. Deci în această situație propoziția ar fi falsă. Care le-am verificat, ne mai ajută să facem ceva și anume să comparăm media geometrică cu media aritmetică. Să luăm aceste trei propoziții pe care le-am verificat, toate trei erau adevărate, și să ne folosim de ele. Dacă știm că raza mai mare sau egal decât înălțimea, am înlocuit raza cu P plus Q pe 2 și înălțimea cu radical din P ori Q, adică media aritmetică a două numere reale pozitive este mai mare decât media geometrică.
Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, să ne vedem la o altă resursă. La revedere!